de lipsa notelor sau ceea ce noi am anunțat că în clasele primare nu vor mai fi notați copiii, dar vom utiliza descriptori. Și am văzut în presa periodică foarte multe articole de genul că Ministerul Educației optează pentru albinuțe, mere, soare, fetițe, nu știu ce. Deci noi am vrea să ne înțelegem foarte corect, să ne înțelegeți foarte corect că descriptorii nu înseamnă albinuțe, rachete și nu știu mai ce, stegulețe și tot felul de desenunțe. Noi vorbim despre învățământul primar, da, noi vorbim despre treapta primară a învățământului nostru general și vorbim, când vorbim despre descriptori, nici nu avem în vedere măcar calificative, că cineva interpretează descriptorii sau vorbește despre descriptori ca și despre niște calificative, zicând, uite, care e diferența dacă noi o să avem nota 10 sau excelent? Care e diferența? Nu este o diferență. Dacă trecem nota de 10 în excelent, nota de 9 în foarte bine, nota de 8 în bine, etc., care e diferența? Că de fapt tot note, copiii o să le perceapă tot note. Descriptorii nu sunt nici măcar calificative. Descriptorii sunt niște enunțuri foarte clare, concrete, care stabilesc nivelul de posedare a copilului a unei abilități sau unei competențe. Și ca să fie și mai clar, am să zic următorul lucru. Dacă dumneavoastră o să vină copilul acasă și o să vă zică, am nota 5 la matematică, nu o să știți ce se ascunde în spatele notei 5, dar dacă o să vi se scrie că nivelul copilului de posedare sau abilitatea copilului de a aduna cu trecere peste ordin este mediu. Dumneavoastră o să înțelegeți că asta nu vă prearanjează. Dumneavoastră o să vreți mai mult și o să insistați pe învățarea copilului să adune cu trecere peste ordin. Deci nu în limita 10, o să știți concret ce are de făcut copilul. Deci sistemul ăsta este unul mult mai bun decât sistemul de notare, nu se echivalează cu calificativele și până la urmă duce la o înțelegere a nivelului de calitate a învățării și pentru părintele de acasă, nu doar pentru cadrul didactic și pentru copil. E un sistem care o să permită și autoevaluarea copilului. El o să știe că are nota 5 sau 10, pentru ce are nota. Are nota 7, la ce mai are de lucrat pentru ca să aibă 8?